Dragii mei capricorni, bine v-am regăsit, dragii mei. În această seară vreau să vă vorbesc despre energia generală a persoanei voastre sau energia generală a planului iubirii, practic ce vă așteaptă odată cu începutul acestui an. Ce vă așteaptă în planul iubirii? Am să vă rog să țineți cont de faptul că este o etalare generală colectivă cu care ați putea să rezonați. Dacă rezonați, aș vrea să vă spun că capricornii își pot găsi partenerul vieților, partenerul pe viață, partenerul alături de care să formeze un cuplu pe viață. Dacă sunteți într-o relație de cuplu, de căsătorie, cu siguranță conștientizați sau vă veți da seama din ce în ce mai mult că el este alesul, ea este aleasa pe viață. Dacă ați cunoscut sau veți cunoaște această persoană, o să o identificați și chiar o să simțiți că el sau ea este partenerul alături de care să vă petreceți întreaga viață. Vorbim și despre reuniune cu o persoană la care visați și cu care veți rămâne, cred că, toată viața. Aici este vorba despre o poveste de dragoste care este stabilă sau devine din ce în ce mai stabilă sau se stabilizează. Persoana care este gata este pregătită să diminueze distanța fizică dintre voi, dacă vă aflați, bineînțeles, într-o relație la distanță. Ființa aceea este gata să se apropie din ce în ce mai mult de voi sau să oficializați această relație, să vă stabiliți ca și cuplu și de ce nu poate să rămâneți, bineînțeles, sau să vă pregătiți de o fază de uniune, pentru că îi sclipește, că tot vorbeam despre energia persoanei voastre, să știți că îi sclipește așa ideea de a vă cere de nevastă sau de soț așa dintr-o dată. Este o chestie care se întâmplă spontan. Mamă, deci el este, ea este acea persoană sau mi-am dat seama că el sau ea este acea persoană alături de care să-mi petrec restul vieții sau este chiar partenerul pentru viață. Să știți că lucrurile se schimbă radical în viața dumneavoastră amoroasă, în energia acestei persoane. Este vorba despre o veste care vă șochează sau o propunere care vă șochează. Vrei să fii nevasta mea? Vrei să fii bărbatul meu? Mai ales că nu vă așteptați, adică e așa o trecere bruscă de la nord la sud, de la est la vest, de în sfârșit. Este ceva, o veste care o să vă șocheze extraordinar și care o să vă ia prin surprindere și veți avea o revelație. Voi sau această persoană sau amândoi vă veți da seama că de fapt ce mai stăm atâta să ne mai amețim. Hai să fim într-adevăr într-o relație, să ne mutăm împreună, să avem o relație de cuplu. Este ceva care neașteptat. Este o revelație, o să vă veți da seama spontan despre faptul că aveți obiective comune, că semănați extrem de mult și că chiar puteți să vă împărțiți această viață până la adânci bătrâneți. Este o relație care vă transformă extraordinar și chiar sunt foarte multe persoane din zodia Capricornului care vor spune da unei propuneri. Cam atât, dragii mei capricorni, vă doresc să aveți acea revelație și să rămâneți for life împreună. Vă pup și vă iubesc, pa, pa!